Bună ziua, bun găsit la comentariul zilei. Alături de mine este invitatul acestei emisiuni, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Andreea, bine v-am regăsit! Sorin, am văzut că biserica de la Ierihon a fost construită totuși legal, contrar declarațiilor înalților prelați de la Ierusalim, care au rupt legăturile. Da, am văzut părintele de la Boroaia, spune că există un document, el este publicat într-o carte și ar exista originalul la Patriarhie. Dacă așa stau lucrurile, nu înțeleg de ce Patriarhia nu a avut o reacție imediată după ce Patriarhia Ierusalimului a rupt legăturile cu Biserica Ortodoxă Română. Dar sunt fricțiuni și în sânul bisericii și cred că Patriarhul și cei din anturajul său nu au o relație foarte bună cu Biserica din Boroaia. Cum se știe că Patriarhia nu are o relație foarte bună cu Arhiepiscopia Sucevii și Rădăuților din pricina în altul Pimen. Nu o să intru în detalii acum să spun despre ce. Însă ar fi fost în avantajul Patriarhiei să demonstreze cu actul în mână: uite, domnule, nu puteți rupe relația pentru că noi nu am încălcat nicio convenție. După aia trebuie să observăm încă o dată că biserica este o afacere, nu doar în România. Patriarhul Daniel este un foarte bun afacerist, un foarte dibace afacerist. Are tipografii și a făcut cu vinuri acum prin mănăstiri, banul să iasă, nu contează cum. Și la Ierusalim acolo tot este o problemă financiară, pentru că Patriarhia de la Ierusalim a văzut că nu mai încasează ea niște bani și că încasează Patriarhia de la noi, de la București, Biserica Ortodoxă Română. Deci este un litigiu strict financiar și înclin să cred că acea biserică s-a construit având în spate niște documente, niște acte eliberate de Patriarhia Ierusalimului, pentru că acolo nu s-a construit un butic, nici o biserică din asta micuță, cum vezi la noi, între blocuri, printre blocuri. S-a construit dita mai biserica. Și acea construcție, o mănăstire, și acea construcție s-a făcut în ani și ani de zile. Până acum trebuia să vadă cineva, nu când a fost gata. Că nu e în regulă, da, ceva că nu acolo e în regulă. Știi, mi-aduc aminte de bancul ăla, probabil că l-am mai spus în alt context, cu rușii și cu americanii, cu sovietici și cu americanii, când apare impacientat șeful de cabinet al președintelui american, spune: domnul președinte, rușii au vopsit luna un sfert cu roșu. Lasă-mă, nu-i nimica. După aia, domnul președinte, jumătate, nu-i nimic. După aia, luna întreagă este roșie, domnul președinte. Stai liniștit, trageți o dungă albă și scrieți Coca-Cola. Așa, Patriarhia Ierusalimului a lăsat să termine biserica culă, cu locuri de cazare, cu hotel, cu ce mai e pe acolo. Și când e gata construcția, da, gata, rupem legătura cu ei. E o chestiune de afacere, un litigiu între două firme, Biserica Ortodoxă Română și Patriarhia Ierusalimului. Ce e așa greu de înțeles? Ca peste tot în biserică. Da. Trecem acum mai departe, că avem lucruri mai importante de... Și nu, și ăsta este un lucru foarte important, dar și ăsta care urmează cu Creșa, nu? Da, vor să construiască, intenționau să construiască niște creșe, n-au nici norme metodologice pentru astea care există, deși sunt foarte puține. Oamenii, am înțeles că de prin toată țara, la Suceava merg după anumite legi, în Brașov merg după alte legi. Da, nefiind norme metodologice, dar la noi asta este o practică, să se dea o lege și aia scremută și după aia, peste ani și ani de zile, se apară normele metodologice și se creează haos, sistemul nu funcționează și aici nu vorbim doar despre sistemul creșelor. Așa se întâmplă în mai multe domenii. Domnul Funeriu este abramburit total, el habar n-are pe ce lume trăiește. A se vedea și legea educației, care a fost împinsă și forțată datorită unor interese politice ale PDL, care avea să rezolve niște probleme UDMR-ului. Și de aia a apărut repede legea educației, care este făcută aiurea. Și dacă ei au bolmojit tot învățământul ăsta, de ce nu și-ar fi băgat nasul și la creșe, unde de fapt, cum spunea doamna directoare de acolo, care este și președinta creșelor pe România, directoarea creșe din Suceava, acolo nici nu este o problemă de învățământ, pentru că acei copii nu au nevoie de învățători și educatori, ci au nevoie de personal medical. Deci lucrul ăsta nu mă miră. Și chestia asta că se vor face 400 de creșe în România, alea 400 de creșe se vor face când se vor face 800 de kilometri de autostradă și aia 10.000 de kilometri de drumuri județene ai doamnei Udrea. Tot doamna Udrea a promis și cele 400 de creșe. Atunci o să fie și creșele și normele metodologice, adică niciodată.
Doamna Câmpan spunea că are un proiect de lege, e gata, făcut, documentația toată e pregătită și că atâta, singurul lucru pe care îl dorește este să meargă și să fie primită de domnul ministru și să explice despre ce este vorba. Dar probabil că doamna Câmpan, despre ce este vorba. Și am văzut că e o femeie care are o anumită vârstă, cu siguranță are experiență de viață, despre experiența în domeniul domniei sale și mai este, vorbim, totuși văd că nu pricepe un lucru. Păi dacă nu-i membru PDL, cum să fie primită? Și nu un membru oarecare, trebuie să aibă o funcție la PDL. Dacă nu-i membru PDL, cum să o primească? Dar doamna Udrea își murdărește privirea cu un nemembru PDL și dacă nu-i membru PDL, înseamnă că o fi membru PSD sau PNL, ceea ce este foarte grav. Păi, nu ești cu mine, ești împotriva mea automat. Deci cum să o primească, este adevărul. Doamna Udrea vorbește cu membrii ei de partid. Și ce spun ăia? Aia e bun. Doamna Câmpan, poate, dacă tot a făcut din asta, poate să mi-le trimită mie să văd ce a scris. O să vorbim cu doamna director. Și tot atâta se rezolvă. Știi, ori ajung la mine, ori la doamna Udrea, tot. Pentru că tot ai adus vorba de democrat liberal, ei au alegeri în acest weekend. Astăzi o delegație destul de mare, din câte am înțeles. 47 de persoane. Pregătit pentru plecarea spre București. A și plecat, au plecat cu microbuze, cu mașini, au plecat la București. Am sesizat în ultima perioadă nervozitatea lui Orest Onofrei, senatorul Orest Onofrei, care este de mult în echipă cu Gheorghe Flutur. Eu am scris în săptămâna lui Jupânu, după informațiile pe care le aveam eu și intuiția mea, am scris că domnul Onofrei dă semne de nervozitate pentru că cei de la PDL au următoarea tactică. Unii dintre ei vor mima nemulțumirea după alegerile de mâine și poimine, care eu bănuiesc că aceste alegeri se vor încheia cu victoria lui Emil Boc, pentru că așa vrea domnul Traian Băsescu, și unii vor mima nemulțumirea, se vor duce la viitoarea construcție politică a lui Sebastian Lăzăroiu, care este omul lui Traian Băsescu, acea albă ca zăpada. Și am scris despre Orest Onofrei că face această mișcare, știi, ca să se împrăștie ideea care este să fie PDL cu NPR-ul ăsta, că l-aduce pe Dan Diaconescu ăla cu OTV-ul, cu poporul, și să mai facă din asta albă ca zăpada cu Monica Macovei și încă niște băieți care se spună că să facă și o construcție ca să fie contrapondere la USL. Deci, ideea este ca USL o să fie tras până sub 50% pentru ca după viitoarele alegeri domnul președinte să pună tripleta asta la altă la guvernare. Deci asta e o manevră foarte simplă. Și m-am gândit că domnul Onofrei face jocurile astea. L-a trimis în misiune, zice, bă, Orest, fă-o pe-a supăratul și du-te în partea alaltă și tot de-al nostru să fie. Însă, în ultimele zile, am primit niște informații din care rezultă că ruptura între Orest Onofrei și Gheorghe Flutur este reală și că Orest Onofrei trage cu Vasile Blaga și șansele domnului Blaga fiind mici, probabil că Orest Onofrei are în plan să părăsească Partidul Democrat Liberal. Ceea ce pe mine mă surprinde într-un fel, pentru că, așa cum spuneam, Orest Onofrei este de la început cu Gheorghe Flutur. Mai mult, Orest Onofrei vrea să-l tragă după el și pe Nelu Bălan, pe deputatul PDL de Suceava. Ori lucrurile astea nu sunt în regulă pentru ei. Unde se meargă? La Partidul Național Liberal, cum am auzit? Păi dacă merg la Partidul Național Liberal, ce fac acolo? Stau sub domnul Băișanu și ascultă ce spune domnul Băișanu. Și pe urmă PNL-ul e cuplat cu PSD-ul. Păi Nelu Bălan și cu Orest Onofrei au tras în PSD-ul ăsta ca în hoții de cai. Cum se pupă acum? Adică ar fi... Dar așa s-a întâmplat tot timpul. Cum ar fi ceva nou lui, dacă s-ar deci întâmpla așa? Deci eu chiar nu înțeleg. Bun, și deocamdată domnul Flutur e la putere și o să fie în continuare. Și o să aibă un cuvânt de spus și la București. Și ce o să facă? O să fie izolați aici și o să facă niște cafele la sediul PNL-ului? Sau chiar nu înțeleg, știi? Dacă ar fi fost PDL-ul în opoziție, spuneam. Dar până una alta, PDL-ul e la putere și o să fie, așa cum se preconizează, până la anul. Ori Traian Băsescu nu vrea să scape puterea, pentru că dacă scapă hățurile din mână guvernarea, după aia pierde și mandatul de președinte. Și dacă domnul Băsescu vrea să meargă cu domnul Boc și Gheorghe Flutur s-a dus cu Emil Boc și așa mai departe, ei unde se duc? Și cine dă lor certitudinea că anul viitor Uniunea Social Liberală va câștiga votul? Deja a ajuns la 53%, e în scădere. Și dacă nu face 50% plus 1, Traian Băsescu o să spună clar că nu-i pun pe, la guvernare. De aceea mișcarea lui Orest Onofrei, care, așa cum spuneam, vrea să-l tragă după el și pe Ioan Bălan, nu mi se pare corectă pentru el. Apoi nu mi s-a părut în regulă nici să-l critici fățiș pe Gheorghe Flutur. De fapt, nu fățiș, mai pe o coletă așa. După ce ani de zile ați făcut echipă împreună. Ce s-a putut întâmpla de acum 2 săptămâni până astăzi? Ce anume se pune? Și adică de ce ar fi Vasile Blaga mai bun decât Emil Boc? Stau și mă întreb. Oricum, alegerile astea
sunt pentru ei, nu se întâmplă nimic pentru ei. Ce dacă iese Vasile Boc, se întâmplă ceva pentru mine sau pentru tine? Nu. De unde este înverșunarea asta? Și adică de ce să-l aleagă pe Vasile Blaga când Vasile Blaga a încurajat toate măsurile nepopulare pe care le-a luat Emil Boc și a spus întotdeauna că sunt bune. Și dacă nu se mai cheamă șeful la PDL Emil Boc, se cheamă Vasile Blaga, de fapt el tot Traian Băsescu se cheamă. Care e problema? Adică de unde e înverșunarea asta? Și mai e o chestiune. Ei se rup aici, nu? Pentru că se ceartă niște băieți la București, acolo, că se trag sfârle. Dar, Andreea, el tot aici rămâne la Suceava. Și Orestul Onofrei și Nelu Bălan. Tot, Gheorghe Fluture, tot aici rămâne. Și alegerile trec, oamenii rămân. Știi? Tai, te cerți, acum și te duci la ala, amenezi că mergi la ala și faci. Ce-s cu șmecheriile astea? Strategii. Nu, adică, da, este normal să fie o dezbatere în interiorul partidului și o anumită disciplină, până la un punct. Nu trebuie să fii cu capul plecat dacă îți dă unul ordin, mergi cu ăla, mergi cu ăla. Dar este, putem vorbi aici și despre loialitate, nu? Nu știu, putem? Nu știu. Putem, nu putem. Mulțumesc frumos pentru participare, doamnelor, domnilor. Acesta a fost comentariul zilei de astăzi. Vă mulțumesc!